contră. O minge în careu care l-a căutat pe Dănciulescu și o finalizare a lui Florin Bătrânu, dacă nu mă înșel. Jocul se leagă excelent, la minge este Șumudica, așteaptă în centrul careului Frunză, prinde însă portarul Prunea, o minge care se îndrepta către Lalciu. Poarta a fost Marius Cheregi, din nou baston. Se încearcă un pas la offside, prinde portarul Răzvan Lucescu, capitanul echipei Sportul Studențesc. 1-0, se pare că Lupu nu are contracandidat. Lupu! Și în continuare evoluția deziluzionantă. Aproape 2-3 mii de spectatori, lovitură de colț pentru Sportul și ocazie excelentă a lui Lalciu. Bunătății față de minus 3, lovitură liberă pentru Sportul, Zanfirescu și o finalizare a lui Vochin, dacă nu mă înșel. Pentru Cheregi, acesta își pregătește mingea pentru șut, șutează în cele din urmă și o primă mare ocazie pentru Dinamo. Răzvan Lucescu a trimis în corner, va fi o primă lovitură de colț pentru formația lui Marian Bondrea. În careu foarte plin acolo, Lupu, Lucescu a fost un pic jenat, dar nici vorbă de fault, acțiunea continuă pentru Dinamo, același șut de la distanță, Frunză și Lalciu, Dănuț Lupu în corner pentru Dinamo. Un minge care ajunge în cele din urmă în careu și o ocazie imensă. Bunaciu, din nou Lupu. Lupu are poziție de șut, o minge, nu este poziție de offside și va da foarte mare ocazie pentru dinamoviști. Baston fusese în mijlocul careului. Și vom vedea o schimbare acum și pentru Sportul Studențesc. Vom încerca să identificăm jucătorii care sunt protagoniștii acestei schimbări. Cu siguranță vă putem spune numele celui care a intrat, este vorba de numărul 16, Neacșu. Așteptăm să fim ajutați de crainicul stadionului. Bogdan Andone și minge pentru Lalciu. S-au repliat însă dinamoviștii, sunt 5 jucători și nu este offside acum. Tom Cristea față în față cu Prunea, îi lasă o minge acolo colegului său Lalciu și a scos excelent în corner Bătrânu. Cu siguranță că aici a decis antrenorul Ioan Andone. Iată o nouă minge de contraatac pentru Dinamo. Acolo se află Bătrânu, însă pierde în favoarea lui Șumudică. Șumudică pleacă către poarta lui Prunea, îl are în stânga și iată 1-0 pentru Sportul. Golul vine din partea noului intrat, Neacșu. Stupoare aici pe stadionul Dinamo după ce Sportul s-a chinuit să obțină un rezultat de egalitate, atacând extrem de rar în repriza a doua poarta lui Prunea. A venit această greșeală a lui Bătrânu, care a pierdut într-un duel 1-1 cu Șumudică. Pasa foarte precisă acestuia și Neacșu l-a executat pe Prunea. Suporteria. Mingea sa absolut aiurea a fost interceptată, încercare de pătrundere frontală și arbitrul Adrian Stoica arată un cartonaș roșu lui Marius Cheregi.